Karadağ da ne? N-am suport la mine. Țin telefonul cu între genunchi. Așteptăm să se așeze. Și numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De data asta l-am scăpat. Deci, trăsături între 10 secunde. Așa ceva. Bobă siliconică. De la Sensor Planet Enterprise Teco. Mai aruncăm o dată. Așteptăm să o aducă curentul în poziție. Și hai să vedem, să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și gata. Iarăși l-am luat, de data asta nu l-am scăpat, l-am luat. Am avut și o barcă în vizită. Turiști care fac plimbări în delta Dunării. Am încărcat și aruncăm. Și-a luat-o pe cădere.
Și avem un, cred că e ciortan, da, e ciortan. Vi-l arăt imediat. Și de buza de jos, regulamentar. Un ciortan frumos. Nu se întâmplă nimic, a? Dacă l-arunc așa în apă. E mic. E rezistent. Cu crapii mai mari să nu faceți așa ceva, pentru că există posibilitatea să le dați șoc și să-i omorâți. Asta dacă eliberați. Deci efectiv federul ăsta am pus o tâmpenie în el, nici măcar nu l-am mai scos, că mi-are rost, mă plictisesc. Mă descurc cu una. Hai, acum arunc, cred că m-a ciudat. Ia. Să vedem, stați să se așeze. Sper că m-au zis că bate și vântul. Ia. Ia să vedem, facem așa. Se vede? Așa face. Să vedem, acum trage tot la fel de repede. Știi că ar fi frumos acum că venie cineva, uite, trage la asta. Hai, trage frumos de ea ca să se vadă și pe camera. Așa, așa, hai că poți. Mai tare. Asta e mai micuț, cred. Deci. Dacă vrei să te distrezi, vino în Delta Dunării. M-a lăsat tu. Nu, nu a lăsat, ia uitați, ia uite. Poftim. Mai zice și eu. Să nu ziceți că mișc eu de ea, uite. Îl scoatem? Hai să scoatem. Hai să vedem ce e. Punem telefonul în poziție. Și avem un ciurtan. Hai că poate scapă înainte să nu mai fie cu coace. N-au vrut. Dar stai tu. Vine un coace, oricum mâna poate duce înapoi. Nu s-o probleme. La fel, regulamentar, buza de jos. Cup. Deci, exact ce m-a spus, ouă siliconică. Nada, folosesc Topamix de la Sensor Planet, Bicarb. Nadă cerealieră, în care am băgat 200 de grame de Method Grey, tot de la Sensor Planet. Hai ca să fac așa, ca să mă văd mai bine. Micropelete, tot la fel Bicarb. Și am aditivat-o cu CSL-ul, cu aromă de usturoi, că usturoiul pe Dunăre e maxim, adică pe tot sălbaticul, dacă e să iau așa. Sunt singur,
Prietenii mei cu care sunt în delta sunt după știucă, au prins știuci. Glumesc, au prins, dar destul de micuțe, nu mai sunt știucile de erau cu câțiva ani de zile în delta. Cea mai mare, dacă nu mă înșel, 46 de centimetri. E o zonă nouă pentru mine aici. E prima dată când pescuiesc pe locul acesta. Sunt pe canalul Orguța. Eu pescuiam undeva puțin mai sus, cu vreo 100 de metri, dar când am venit de dimineață de pe pontonul unde dormim, cu barca era ocupat. Acolo aveam șanse să mai dau un crap. Am luat acolo acum câteva zile 2-3 crap frumoși, undeva la 1,5 kg, 2 kg și un pic. Dar ne distrăm la caras. Până data viitoare vă doresc fire întinse. Vă pup.